Drama prin care trece familia româncei ucise într-o pădure de lângă Paris l-a impresionat pe Gigi Becali. Din spatele gratiilor, omul de afaceri și-a rugat un văr să ia legătura cu rudele fetei din Galați și să le dea banii de care au nevoie ca să-i aducă trupul în țară. Se pare că ar fi vorba de aproximativ 4.000 de euro. Nu este prima dată când latifundiarul face gesturi caritabile din închisoare. Acum câteva luni a trimis tiruri cu ajutoare la sinistrați și a ajutat o fetiță care suferă de boala somnului să ajungă la tratament în Italia.